Doamna Domnica Ionesi a avut parte de o surpriză deosebită la împlinirea venerabilei vârste de 100 de ani. Primarul municipiului Bogdan Loghin, împreună cu câțiva reprezentanți ai primăriei, s-au deplasat personal la locuința acesteia pentru a-i ura la mulți ani și pentru a o onora cu un cadou special. Primarul i-a înmânat doamnei Ionesi o diplomă de excelență, recunoscând astfel contribuția sa de-a lungul anilor la comunitatea locală. Pe lângă diplomă, sărbătorită a primit și un cadou în bani, precum și un tort aniversar, toate acestea simbolizând respectul și aprecierea pe care comunitatea o poartă pentru domnia sa. Centenara, care și-a petrecut o parte din viața angrenată în activitățile de la creșă, a mulțumit primarului menționând că se bucură de sănătate și de grija familiei. Ce faceți, țară română? Bogdan Loghin. O zis să română și... Și doamna, eu la mai mulți ani. Eu n-aud bine și... Nu e nicio problemă, că să înțelege asta. Dar ce să spunem, uitați aici un buchet la domnul director. La mulți ani să trăiți. La mulți ani să fiți sănătoasă. Aveți un tort acolo și o diplomă din partea noastră pentru frumoasa vârstă. Uitați ce frumoasă. Și asta e și un piculeț cu bănuți din partea tot a primăriei. Dar eu zic că e... Așa, așa, tineți. Uitați-o așa. Ia fi, cânta la anunț, la asta, la așa... Îmi aduce aminte de bunica asta. Da, de tinereții. Da. 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 El în mână, ține-l așa în mână ca să-ți facă poze. Mulțumesc, Carmen. Așa, frate, bine. Ați zis că primariu, nu? Primariu. Da, primariu.